Na, ciao, este ora 12.24, mai avem 5 minute, ajungem fix la și 29 când iese Selim de la școală. E greu să fii un tată, mai ales dacă stai departe de școala puiului. Cu siguranță ajungem la timp. Ajungem și vă zicem ce vom face după, ca să ne facem puiul fericit astăzi. Salutare tuturor, eu sunt Selim și voi sunteți pe canalul Selim the Kid. Și astăzi, cum ați văzut, tatăl meu este Mădălin și mama mea este Ilinca. Ai dreptate! Puiu, eu stată tu astăzi. Na bine, dragilor, am ajuns după puiuțul nostru pe care l-așteptam. Hai puiuț, că te văd că aștepți acolo. Hai da, hai că eu vin după tine astăzi. Ce tătate ta, ce faci, ce faci tate? Facem din alea, te iau pe sus. Hai să merem, ce vrei să facem? Mai ții minte că am zis că merem să mâncăm sushi? Da. În vlogul ăla? Da. Care probabil o să apară înainte de vlogul ăsta. Bine, hai să merem, să mâncăm, hai. Nu, 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 nu mă ține de mână, făcut așa, știi? Că și eu când eram copil tot așa făceam. Merem cu Mustang-ul, dar nu o să ai atâta loc în spate ca în optar. Deci o să fie altcumva. Hai să merem. Da, bun, hai că acum că trebuie să facem poze. Hai, du-te acolo în mașină, stai că-ți fac eu. Du-te acolo în spate. O punem aici? Asta? Nu știu cum să... Da, închide ușa. Ce faci, mă, cu banii? Păi să aveți. A, bine, hai, uite, zici că veste și plătește. Excelent. Bun, merem la sushi? Da. Dacă nu este sushi, vrei să-ți iau și eu ceva pui? Mănânci pui? Nu știu, nu-mi prea place sushi. Păi și nu vrei la sushi? Nu. Păi și unde vrei? Zici ce vrei să mănânci puiul meu. Păi bun, stai, fii atent, hai că parchezi aici. Și spune-mi ce dorești să mănânci. Somon. Ok, unde? Acasă. Somon acasă? Da, care mi-l face mami. Ah, face mami somon. Bun, și cu ce vrei somonul? Adică mami Ilinca. Mami? Păi acum eu cu Ilinca suntem părinții tăi 24 de ore. Mai bine îmi comanzi. Ce? Somon. Somon, cu ce vrei somonul să fie? Păi cum? Cu pește, somon. Păi nu somon, dar cu ce lângă? Cu cartofi, cu piure? Da, cu cartofi. Prăjiți? Da. Na bine atunci, somonul cu cartofi prăjiți. Sau vrei să mergem în mall să luăm un somon cu cartofi prăjiți bun? În mall. Mergem în mall? Da. Hai să mergem în mall atunci. Am ajuns. Să mâncăm? Ce să mâncăm? Somon! Somon cu cartofi! No, hai să merem! Frumos, să mâncăm! Numai problema e că noi n-avem voie în mare parte să filmăm aici, să nu le-ți deranjăm pe nimeni. O să mergem, luăm mâncărica și ne vedem direct de la masă. Ne-am luat somon. Cu ce? Cu cartofi. Că nu i-au plăcut cartofii dulci, o mai trebuie să iau și cartofii dulci să-i băgăm. Na, ești fericit? Da. Îți place somonul, nu? Da. Batem palma? Da. Mă descurc? Te pup. Bun, ce vrei să ne jucăm? Ce avem, nu? Da, bun. Hai să mergem să luăm acum acetoanele. După aia fiind. Vrei să joci singur? Da. Da, hai. Câte ai? 4 jetoane. Păi nu mai știu nici eu băgată. Nu au pile. Ce? Hai să chemă. Da, ok, la jocuri de-astea să-mi fac piciorul nu zi, nu. Ma, hai și la tichet! Uite cum s-au dus 5 lei. Vrei să te joci? Uite că era să dai coș. Uite, nici eu n-am dat. Să-mi fac piciorul. Uite, am dat unul. Uite, eu asta mai mică. Deci sunt păchile, eu acum trebuie să fac aici how many bowlers? 2. Suntem 2. Selim. Uite, 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 uite că lovești ceva. Lovești, lovești. Hai lovit. Uite că ai dat bine acum. Bine. Ba nu. Uite ce bine ai dat.
Na bun, am mâncat, ne-am jucat, ne-am jucat și bowling. Așa? Acum ai și, ai și mâncat ce trebuie și acum mergem să facem teme cu mami. Ba da, mergem la Elinca să facă teme, copilul. Hai copilul, să faci teme. Ba da, teme, dacă suntem buni de joacă și de stat, suntem buni și de teme. Hai la teme. Hai, am ajuns. Să facem repede temele, să mergem la fotbal. Am venit mami acasă. Ce faci? Bine. Ți-ai făcut și tu treaba? Da. Mergem după aia la fotbal, dar numai dacă își termine temele repede. Nu ți le fac, te ajut să le faci. Păi nu poți să scriu în locul tău, că după își dă seama că nu le-ai făcut tu. Nu mai mergem la fotbal dacă nu le faci. Hai! Da, eu am scris. Hai, ne-am jucat, am mâncat somon, am făcut ce ai vrut tu. Hai, scris. Aici, astea. Păi bun, și cu ce scrii? Cu stilou. Unde? În penar. În penar. Și penarul? Hai. Vrei o banană? Nu vreau, lasă acolo. Foarte cuminte-o fost astăzi. Așa, hai să vedem. Tu ce cauți aici? Nu ai stat destul pe clar? Gata, bus. Am făcut deja eu aici la școală un egal. 7 plus 3 cât face? 10. Și 3 plus 6? Nu. Bravo, deci care e mai mare, 10 sau 9? 10. Păi face unul mai mare. Acum trebuie să afli diferența. Știi ce e diferența? Diferența e când scazi. Acum o să faci 4 minus 2 și 5 minus 3. Și așa afli diferența. Perfect. Și acum e egal? 2. Și cât face? Egal cu 2. Uh-huh. 5 plus 3 egal cu 8. Uh-huh. 3 plus 6 egal cu 9. Bravo! E mai mare 9. Exact. Și faci la fel ca aici. Că mănânci pe la mai mare. Atât aici? Da. Nu mai am niciuna. Ne-am dat. Super! Bravo! Ai terminat cu temele. Și simplu. Și ce mașină e asta? Asta e cam un Mercedes. Nu, asta e un Mustang Shelby. Știi că și mașina lui Madeline e Mustang? Da. Doar că nu e Shelby. Uite, mai avem un Mustang aici. Care are... Sper că are baterii. Voi cum aveți jucării? Aveți copii sau frați mai mici? Păi și nu ne plac. Și astea sunt cu mașini și îmi plac mașinile. Astea le-a primit mama cadou și ăla Lego de la luat înainte. Și ăsta l-a primit cadou, dar l-a păstrat că sunt frumoase. Și uite că mai vii tu pe la noi, e perfect. Uite, el e blind. Blind. Lasă, uiți mirasul jucării, nu-ți faci nimic. Dar nu te mușcă. Uite, acum e cu minte. Poate îmi place de tine. Ia mă, ce jucării, că eu n-am avut, da, știi, n-am fost mic. Dar tu vezi ce bine-s făcute. Mm-hmm. Uite ăsta ce fain e. Alții sar cu ele, nu știu ce fac. Păi da, alții, uite așa, alții, de-astea fac. Uite așa fac, alții. Nu știu cum. Băi, a ieșit asta de-n prima, asta e de TikTok, a doua rost mai se pare. Vrei să-i dai să mănânce? Dai să-i dea să mănânci un plic, da. Vrei să-i dai din mână sau să-i pui în față? Să-i dau din mână. Ok, uite. Dar dacă mă dă. Nu te stric. Până că de la Selim. Uite aici. Îți place? Stai că vine înapoi. Hai, mai. Vezi că-i cu minte. Dacă că-i dat de mâncare, e cel mai cu minte. Dar de câte ori pe zi mănâncă? Mănâncă o dată pe zi. O dată pe zi o masă principală și după aia mai mănâncă așa, uite cum e de asupra. O dată pe zi mâncare principală, adică mai multă și după aia mai dăm așa, snack-uri și de-astea. Vrei la fotbal? Ați făcut temele? Da, știi ce repede le-a făcut? Bravo, vezi că ai putut să le faci singur. Nu trebuia să ți le facă nimeni. Vrei la fotbal. Vrei la fotbal direct? Da. Hai să jucăm niște pase acum. După aia trebuie să ne încălzim. Hai. Hai. Hai mă! Hai sus! Jucăm sau ce facem? Vezi că îți dau gol, du-te după ea! Hei! Te-ai distrat? Da! L-ai bătut? Da! Bravo! Super!
Vrei să facem clădite? Da. Bun. Ajut să facem clădite? Da. Bun. Și să spargi unul? Încercăm. Uite, deci va trebui să dai cu el așa și dai cu el așa și după trebuie să bagi degetele să scoți și nou. Hai că eu țin de bol. Nu, dar cu partea asta din mijloc. Asta? Nu cu vârful. Dar mai dă-i mai tare. Așa, bravo. Și acum aștept să curgă. Nu, e bine, bravo. Doarnă câte puțin, să nu pui prea mult. Mai pune. Nu pot să mai pui puțin. Așa, bagă, bravo. Vrei tu să amesteci? Bun. Eu nu mai trebuie să fac nimic, că faci tu totul. Acum punem clătita aici. Prima clătită. Am avut noroc cu Selin, că a fost un super ajutor. Ia să vedem. Wow, cât ai făcut, mami! Stai așa să o pun și pasă deasupra. Așa. Yeah. Stai că firii trige! E proaspătă! Care sunt preferatele tale clătite? Tot așa, cu Nutella. Cele mai bune așa. Dar vreau peste tot ca să se simtă Nutella-ul ăla. Bine, așa trebuie. Să bună! Să bune? Da. Hai că-mi fac și eu una atunci, când faci poftă. Hai că începe. Am 600 ping. Am picat. Am 600 ping. Ce înseamnă ăla? Uite. Ăsta am 198. Eu am 50. Ce face pingul ăsta? Că nu știu. Îți zice dacă ai internet sau nu. Eu am 180 de ping. Bă. Nu. Am 300 ping. Nu mi se... Bă. Mi-am zboară caracterul. Pe bune? Nu, eu pic aici când la niște cuburi. Bă. Hai, poți. Bravo. Stai. Mai mergi? Stai. Oh. Nu e nimic. Hai, dă-i din nou. Aici, pe asta. Retry. Ai uitat? Trebuie să ai grijă, că nici eu nu mă încurc. Așa. Nu! Gata, cam fiecica. Poftim? Cam fiecica. Gata, uite, vine, hai. Gata, am reușit. Bine, dragilor, am primit un telefon. Va trebui să mergem la o întâlnire. A rămas întâlnirea aia. Din păcate, nu suntem atât de, cum pregătiți. Să spun, pregătiți. Nu suntem atât de pregătiți să fim părinți. Dar este un început pentru a le învăța pe toate și ăsta a fost începutul nostru. Hai să-l mai aici, să dai și tu outro. Și cam atât a fost vlogul meu. Sper să vă abonați și să dați 5.000 de like-uri. Vă pup!